Ai vrea dimineața, azi e luni. L-am lăsat pe Cristian la grădiniță, m-am întors acum, plouă. Și Mihai avea în plan astăzi să scoată rădăcina aia de acolo, aia de acolo și mai stă acolo unele micuțe. Of, nici o șansă să poată să lucreze Mihai astăzi în grădină. A zis că și astăzi o oră, mâine o oră, să lupte să scoată rădăcinile astea. Vreau să mă uit un pic la ăsta de aici. Lăstare și de-a seamănă. Au făcut lăstar de bujori. Da, eu țin minte cum arătau frunzele și cum arătau florile în trecut. N-au nicio treabă cu bujori. N-au nicio treabă. În fine, nu știu dacă se vede. N-au se vede. Cam așa arată momentan grădina. Abia aștept să lucrez și partea asta de aici și umple cu pământ. Abia aștept. Cam așa arată și magnoliul acum. Ușor, ușor începe să înflorească militelul. Aici vă arătam că mi-au ieșit și lăcrămiurile de acasă, măi, fac și flori. Asta începe să scuture. Am și o lalea care înflorește de acum. Hei, dar bună, dragilor, la mine este ceia smart. Am haine la uscat, am spălat două mașini și niște adidași de Cristian care se puși la uscat. Aici eu mașina deja spălat, uscat trebuie împăturită. Aștept să-mi suce și astea, să curăț mașina pe interior. Am făcut curățenie aici, mai ies să dau cu mobul și că s-au zis că se coboră la un loc. Am făcut curățenie aici, am mutat niște flori, ați văzut deja mai devreme. Mihai s-a trezit, nu prea putut să doarmă astăzi. Și eu aveam 4 ghivece luate după TikTok Shop și vreau să pun, să plantez 4 flori în ele, să le mut în, să le pun în fața casei. E, că am început să mai avem și noi soare și zic poate să dezvolt bine florile acolo, fiind vecele mari. Dar Mihai meu a umblat la... Noi avem în spatele casei un tomberon
gol, în care noi am pus coajul, portocali, banane, nu știu, coajul, fructe de ouă, de legume, ca să facem compost. Și am văzut că pe perioada lungă nu s-a întâmplat nimic, nu se descompuneau alea acolo și acum Mihai a descoperit că s-a făcut un compost foarte bun. Și s-a pus, omul a zis că îmi pune compost într-o la în ghiveci, uitați acolo ghivecile alea două și mai am încă două la fel. A zis că îmi pune compost în ele, că cine știe, cine nu cred că e bun să nu bag compostul cumpărat în ghiveci, pentru că ăla e bun și să nu îl stric aiurea, că intră foarte mult pământ într-un ghiveci într-o la, cam 10 litri, cred, 80 litri, și el zice că lasă că îți dau compost în spatele casei. E, și el până a văzut că ăla e foarte bun, s-a pus să stai în grădină să adauge acolo compost. Și să-mi umple și mie ghivecile, le-a făcut și greu la ghiveci când aveau și când apuc, când am timp să mă pun să plantez și florile alea 4, o să vă le arăt și vă, când o să fac asta. Da, le-am plantat și pe ele. Ia să vă arăt la soiuri. Să-mi întorc cu fața să vadă și pozele, nu? Zic eu. Ia, mov. Mov, alt tip de mov. Cu alb, acolo roz, aici roz cu alb. Miercuri am plecat după muncă să-mi caut o geacă lungă, foarte lungă, groasă, cu glogoș, dar se poate și waterproof. Și o culoare mai închisă. Am găsit-o doar pe asta. Și arătăm ca un vierme cu multe straturi de șunci pe mine. Era oribil, nu s-a așezat niciun fel și era mărimea mea. Dar săraca geacă arăta oribil pe mine. Și plus că să lipea machiajul de ea, de numă. Era de la Adidas, avea un preț foarte bun, vreo 90 de lire, parcă cât? 80, 78 de lire. Bună, este bine, a fost cu focul la cumpărători, asta nu trebuie dimineața. Video putem bag? Thank you so much, good job! Și-a pus Adela și la loc singur. Good job, bravo! Ne-am trezit dimineața și-am explicat. Am mâncat dimineața de vreme și-am plecat focul la cumpărători. Mai devreme decât de obicei.
Vrem să plecăm la locul de joc pentru copii. O fugă, dar hai să vă arăt cumpărăturile. Strawberries, am cumpărat căpșuni. Hai să vă arăt astea trăgenți, sunt de la Aldi. Wait, not this one, this one later. Și avem așa. Yes. Așa, asta. Chipsuri, în fel tot de la. Ok, take it. Chipsurile astea sunt de la Aldi. Semințe de ridici de mai multe culori. Movi, roșii, rozi, albi. Mandarini sau clementine, ce ori fi, că nu s-o citesc. Oricum ori fi. Erau foarte multe chestii în promoție. Asta e de la polonez. O să vă arăt și prețul imediat. Do you want mommy to open for you or no? Ok, good job. Put this on the rubbish, please. Chocolate, yes. Put it on the rubbish, please. Thank you. Erau foarte multe promoții pentru că mâine închis, că-i paștele la ei și, de exemplu, ce anume am luat? Vă arăt imediat ceapă, cartofi, 15 pe pachet. Nu mă lasă să filmez și eu. Can I have some chocolate, please? Look. Can I have some chocolate, please? Mulțumesc. Good? Yeah, it's good. No. Mami, we'll clean here, don't worry. Nu, nu, tu scurie, tu scurie. Let's see. Hey, wow, it's an animal. What's that? What is this? Show mommy. No, that. E foc, mami. That. I think it's this one. That. You want me to make it for you? No? E foc. Așa, am luat niște, am luat o ciocolată cu o lună și stafide. Asta ne-a luat 15 pe bucata. Cartofi, 2 kg în jumătate, 15 pe 3 ceapi mari, 15 pe 15 pe asta la fel. Cartofi, iarăși o pungă, 15 pe. Yeah, give to daddy to fix it for you, please. Am luat o prăjitură cu tofu. Un fel de cake, un de cake cu caramel. Varză pe 15 pe. Unde? Eu sunt curioasă când expirau astea. De fapt aveau dita mai paliță. Ultima 15 pii, promoția de Paște. Promoția de Paște? Nici nu când chideau și că expiră mâine. Crocodile, monkey. Focă, nu știu cum îi spune în engleză la focă. Sea lion. Cum? Sea lion. Sea lion? Lion. Lion. Ah, leu de mare, ai dreptate mare. Așa, ia să vedem. Pateu. Cremă de brânză. Brânză grecească. Noi pateu. Ibuprofen. Batane de ciocolată caramel. Aloe. Făină albă. Nu știu. Sirop pentru durere de gât. Ia. E so nice. Let me see it. Can I see it, please? Yeah? It's moving. Yes, it's moving. Yeah, it's moving like that. Nice. Yeah. Apoi am luat 2 pulpe de miel. Asta are 2,800 kg cu 600. Nu, sunt niște la avele pe kilogram care am promoții, la fel pentru 14 promoții. Oi. Apoi, o esență de vanilie. 2 bidoane de suc, Coca-Cola Zero, Coca-Cola și asta, pep, în fine, nu știu, speșii. Tu vrei să mănânci chipsurile alea acum, nu? Ei, da, logic. Put this on the rubbish, please. I will help you. Let mommy open for you, please. Put it on the rubbish, please. Ce are eu? Băi! Wow! How you say? You want to come switch him? Am revenit, că nu mă lasă copilul. Eu am luat un Cristian niște crânțenele. O să aibă la gustare. A vrut iaurturi. Niște turce. Chipsuri. Niște roșii șeri. Castraveți. A venit primăvara și nu știu, sunt cineva să mâncăm un salată. Biscuiți cu ciocolată și ovă. Sunt foarte bune și la digestie. Foarte, foarte bune. Șunca presată. Șunca presată Cristian mănâncă de obicei. Totul pipi. Mi-a luat mie mult fixativ de păr. O pâine dintre asta simplă. Yours? What is yours? What do you want from there?
Ai un chiriu să-mi dă mare pâine. Poate el să-ți fără eu. Nu fii, dau tu pipi? Apoi, niște nuci miez în încă, și ăsta era în promoție, 5 cutii dintre astea de lapte, încă un pungă de făină, aici niște baby spanac, era în 50% reducere, o varză, să facă Mihai o mâncare de varză cu afumătură. Apoi am luat și o grefă. What's up? You okay? Yes, because it's windy. Am luat și niște peri. Două părți de miele. Trei legături de ceapă verde și astea erau în promoție 50% reducere, vreo 30-35 de pe legătura. Apoi, alt iaurt pentru Cristian, de astea tip de băut. Apoi, am luat usturoi, câte la 15 pe căpățâna de usturoi. De obicei, 4 căpățâni între astea, da, mai micuții, sunt 95 de pi, o boliră. Și acum la 5 pipi, 45 pipi toate 3 și fac cât alea 4 mai mici, doar că prețul e la jumătate. Lipii, două pungi de ridic, tot în 50% reducere și asta a fost vreo 35 undeva pe acolo. O altă vanilie, esență de vanilie. Dar nu e bună. Uite ce bună. Încă un suc. Zero sugar. Coca-Cola zero. Și asta. Am mai luat cu pulpul. Din el. Asta are 2,999 kg. 3 kg. Deci aproape 6 kg de miel. Fără rostul și ceva de grame. Nu 6 kg. Și am dat vreo 30 de lei pe astea două pulpi. A fost ieftin, au fost în promoții. Aici arată 6,49 kg, dar au fost în promoții. Ia să văd cât am dat pe pulpi, dacă le găsesc tot bună. În fine, toate cumpărăturile astea, plus ce mai e aici, Coca-Cola fixativul, 5 bidoane de lapte, 2 pungi de făină și 3 sucuri. Am dat 78 de lire și 51 de pi. Toată mâncarea asta, toate alimentele astea ne ajung pentru aproximativ 2 săptămâni. Am luat mai mulți cartofi, am luat mai multe mere, și așa, am luat mai multe fructe. Thank you! E foarte bun! Și cu brânză și cu sală. Bun! Am luat mai multe verdețuri decât de obicei, am luat iaurturi. Do you want yogurt? Nu. It's not juice, it's yogurt. Da. Yogurt. Am luat cea mai mult, poate astăzi pentru aproximativ 2 săptămâni. Săptămâna viitoare o să fie nevoie să luăm probabil pâine, ouă, chestii foarte basic, că ne-am aprovizionat. Am luat și miel pentru Paști, vreau la congelator la un moment dat. Am vrut să-mi trimită un miel de acasă, așa că n-am văzut prețul de aici, comparativ cu prețul de România. Plus transportul, o lei jumătate kilogram, să-l trimit, am zis, las crumb de aici. Ia urcășuri. Le dăm eu, bă. Ia la mine. Ia la mama. Ia. You're welcome. Put it on the bin, please. Ia să vedem. Unde sunt astea? Pulpile. O pulpă 16 lire și 9 pi și o pulpă 17 lire și 6 pi. 18. Deci asta am dat 16 și 9 pi de la 18,35. Și pe cealaltă am dat 17 și 6 pi de la 19,46. Adică asta. Vreo 2 lire la fiecare pulpă scăzut. În orice caz, e prețul bun comparativ cu prețul din România în supermarket. Stați că mai am cumpărături, mai am la polonez și la Iceland. Am luat de la Iceland două cofragi de ouă de câte 15. Astea au costat 2 lire sau 2 lire 20 cofragul. Apoi am trecut pe lângă charity shop, lângă second hand și am scos la ușă diferite chestii, DVD-uri, cărți. Și probabil ce nu s-a vândut, le-a scos la ușă și le-a luat oamenii gratuit și Mihai și-a luat 2 seturi de DVD-uri, CD-uri goale, DVD-uri goale, ce-or fi astea, sunt 2 seturi a câte 5 bucăți fiecare. Asta a costat 2,50 în charity shop. Și m-a luat Cristian 3 cărți. Unde e ea? Ceva cu Moș Crăciun. Tot erau scoase la ușă, le-a luat gratuit, poveste cu cei 3 porcelușii. Yeah, they are yours! Cei 3 porcelușii de la 3 ani plus, ia. Și încă o care... Cristi, they are yours, don't worry, calm down. 140 de pagini, ce asta, ceva cu Christmas anual, nu știu. Apoi, aia e de la polonez. Și să vă arăt și restul de cumpărături de polonez.
am luat la fel și astea, ne ajung iarăși legume aici, iarăși carne, mălai, conservă, în fine. Iarăși astea nu vor ajunge o perioadă destul de lungă. Că am luat chiar multe legume de data asta. Nu știu de cine am aprovizionat așa, pentru că probabil am cătat prețurile, cum s-au băgat reduceri din cauza că mâine închid. Na. Și am luat aici 4 ardei grași la 9 pe fiecare. Adică cât vine asta? Cine e bani? Cred că 50 bani ar veni. Așa, o conservă de carne de porc. De asta mai mâncam un conservă de genul. Close the door! Hai să apăs factura de grădină. Close the door! S-a pus din hai să fac curățenie în grădină. Ruga, că e un pic de soare, s-o opri plaia și ești un pic toală și o să fac curat, că e jalii grădina noastră. În fine, trecem la cumpărături înapoi. Planta niște roșii, 59 de pii, 60 de pii, cât aici, cred că ai 1 kg de roșii. Arată foarte bine și astea erau în promoții. Niște bucăți de chestii, nu știu, de tacta mai bucată aici. Asta a costat 1,90 de pii. E 760 de grame. Nu e câte gălăgei facem. Probabil astea erau de la 7, 8 lire, 9 lire, 10 lire pe kilogram. Sunt două bucăți diferite. Gen cum și în România, capete de salamă, bucăți de acumături. Care nu sunt buni, le fac în promoții. Aici la fel, noi am luat astea să le mai punem pe pizza, sincer să fiu. Pentru că ai ocazia să le iei la multe sortimente și să faci pizza diferită. Că noi facem două, trei odată și le facem diferite. Aici la fel, ai ceva parizer, salam uscat, șuncă presată, ceva vulată, afumată, de carne, de... În fine, capete. 2,29 lire. Apoi, am luat un praz. Ăsta a costat 19 pi. Se vede 19 pi. Are o frunză neregulă, dar în rest e totul intact. 19 pi cât vine. Un leu? Da, cam așa ar veni. Aici, Mihai, văd că a luat asta 59 de pi. Niște crengă și la fel, fiștea era în promoție. Apoi, am la Mihai niște budincă. Vanilie, caramel și gust de frișcă. Să mai avem ca să mai facă câte ceva dulce, dar eu să mai fac în felul liberă. Aici am luat două iaurte pentru mâini, ăsta expiră mâini, cu dulceață de căpșuni și una cu dulceață de muri. La fel era un promoție pentru că ăsta expiră mâini, am unul pentru asta și unul pentru mâine, de plecă la muncă. 29 de pe fiecare, 1,50 bani. Și sunt foarte bune alea. Aici am luat un parizer, ăsta a costat 1,89, 500 de grame parizer. Sincer să fiu, mie îmi place, mie îmi plac prostiile astea de salamuri, să le preparate așa prostii de genul. Uneori se mai bagă și Cristian în ele. Poate că nu e chiar ok, dar nu. Dar el nu i-a mai sucă presată, că care aia are mai mult porc, mai puțin procesat. Aici, mi era poftă de ieri, mi era poftă. Nu știu de ce. A, văd să nu te toc. Bă, cu toti fresh. Și am văzut pe ăsta cu greif, ăsta îmi plăcea mie cea mai mult dintotdeauna și când eram în România. Că n-am plecat acum vreo 9-10 ani în România și încă mai băiam toti fresh la vremea aia. Din când în când și am vrut și eu toti fresh. E, sau foarte fresh, cum se numește. 1 ulei, 1 litru de ulei, 99 de pii. La fel și ăsta era în promoție. Nu știu de ce. Că uleiul, astea țin de obicei foarte mult, nu expiră într-un an sau. Și 3 pungi de mălai. Iar pe astea la polonez am dat. Și am mai fost 2 Kinder. 20 de lire și 28 de pi. Și astea sunt cumpărătorii pentru astea, dacă vedeți. Astea sigur ne ajung vreo 2 săptămâni. V-am zis, săptămâna viitoare să fie nevoie să luăm doar pâine, probabil că nici ouă sau un cofram. Legume dintre astea, fructe, nu o să fie nevoie pentru că am luat prea multe. Ca să le și depozităm acolo, că noi tot timpul avem provizii. Tot timpul avem provizii. Dulciuri, chipsuri, între astea salate mai avem din urmă. Uite, aici. Chipsuri. Chipsuri pentru Cristian, prăjituri pentru Cristian, cereale, biscuiți, alune, alte alune, pe acolo, pe spate mai sunt chestii, pe aici mai sunt biscuiți și alte cele, batuna și ciocolată și așa mai departe. Deci mai aveam, dar tot asta am mai cumpărat. Asta e griș cu lapte, de fapt, și cu gem. Mi-a aflat Cristian unul. Unde e celălalt? Ca să vă arăt despre ce e vorba. Iaurtul ăla de la polonez. Unde l-a găsit Cristian? Că nu știu unde l-am pus pe celălalt. Deci nu e iaurt, e griș cu lapte și cu gem. Ăla de-am zis că expiră mâine. Nu-l găsesc acum, în fine. Mi-a aflat Cristian unul. Am vrut să dau iaurt dintre ăsta de-a lui. Cu toate că i-am mai dat un iaurt dintre ăsta, așa, de băut. Dar el mi-a cerut iarăși. Și am zis să nu-l pus să-i dau într-o lacă expiră mâine, dar... I l-am dat. E o cutie de mare ardeiul ăsta, acum văd. Asta mai ardeiul la un leu, niciun, la 50 bani. Ăsta îl toc, îl bag la congelator și am pentru mâncare, că e așa mai polit. Nu-i țin în frigider acum să gătesc momentan, dar îl bag acolo, să am.
Vele și stai ca să... Nu este 1.45, 1.40, cam așa, noaptea, întuneric afară, dacă nu mă credeți, întuneric. Am venit la muncă și al meu soț astăzi a pregătit plăcintă cu măr. Păi nu ar sta o secundă omul ăsta, nu ar sta o secundă, în permanență trebuie să muncească ceva, să facă ceva. Vreau să mănânc bucățica asta. Ah, da, m-am lovit astăzi la muncă și am o jurătură mică, dar e foarte dureroasă. Ia să vă arăt și cum arată. Deja am mușcat din ea. Am ca și Cristian și el, de obicei nu mănâncă chestii făcute de casă, e pretențios. Pretențios, mă, bălbe. Da, ne-am trezit în mijlocul munților. Am plecat la plimbare astăzi. Am lăsat și noi mașina pe mijlocul drumului, marginea drumului, doamne. Și am plecat la plimbare. Cer să fac și eu o poză la podul ăsta. Nu-mi place cum se vede, dar nu-i soare. Nu prea ajunge soarele aici. Sau aduc că scad undeva. Ulala. Și băieții pe acolo. Vrei tu să rupi acolo? Ce e acolo? Uite o ferică mică, mă, aici. Da, de ce vrei să rupi? Da. Lasă acolo să crească.
He's so nice, no? Băncuț. Îmi place copacul ăla de acolo. A venit în Manor Park la plimbare. Încă-i frig, da, măcar un pic de soare. Come on! Stai la poză? Good job. Toto. What's going? A beep beep. Beep beep. Yeah. Yeah, let's go. Aici aveți și câteva poze de urmărit, dacă vreți, din ziua respectivă. Eu eram apropo și cu măseaua umflată. Aici Cristian vrea să iei la poză, să strâmba, aici încercam să-l ținem la poză. Eram cu măseaua umflată, cu falca umflată, cu totul. O să vedeți într-o poză mai încolo, că fața mea e într-o parte mai mare decât în cealaltă parte. Piticul. A fost o zi relaxantă, așa. Ne-am plimbat. Nimic specific să facem. Ne-am plimbat prin pădure, pe lângă părâu, ne-am mai întâlnit și cu alți oameni pe acolo, făcut poze, ne-am jucat, ne-am și relaxat pe un pom dintre ăsta răsturnat. A fost frumos. Am prins și soare cât de cât, un pic cald, a fost ok. Ne-am mers și în parc. Ce mult mi-au mai plăcut florile în parc, că sunt nebunit pe flori. Și la parcul de joacă cu cel mic. Nu prea am făcut poze acolo și n-am filmat cum erau și alți copii. Narcisi. Înnebunită după el. Sunt înnebunită după toate florile posibile din lumea asta. Ia, și vine și poza în care eu am falca umflată. Chiar falca asta, care e mai apropiată de poză. Asta e parcul. Prima oară am mers în păduri, în munți, ciofi acolo și apoi am mers în parc. Cristian era nebunit când vedea rățele și găștile cum se scufundau. Stăteau cu fundul sus. Le-a hrănit cu mâncarea lui, bineînțeles. Toți le-am hrănit. Mai erau și alți oameni care hrăneau păsările acolo.
frumos. El era fericit, bineînțeles că nu, nu în fiecare zi rănești păsările. Aici ne arăta biletele de la trenuleț. Era un trenuleț pe care stăteam în fund și nu avea nicio cabină, nimic, niciun vagon. Pur și simplu era o bancă lungă pe care stătea așezat și ne-a plimbat prin parc. Mua. Kiss! Kiss to daddy! Daddy, give mommy kiss. Mm. Cristian a luat 10 stickeri, că a făcut 10 lucruri bune și a primit un cadou. Băi, hai în afară. Îți place cadou? Zi, do you like it? Ai zis că da, îți place. Good job, bravo. Can I have one, please? Ai capul lui, mami. Can I have one, please? No? Bravo! Good job! Good job!